să plătească și așa mai departe. Deci la un 5 lei plus TVA 6,20 lei înregistrăm sume care nu reușim să le încasăm. Închipuiți-vă ce se va întâmpla la dublu, da, a zis și mai bine. Aproximativ dublu. Da. Atât am avut de spus. Mulțumesc frumos. Asta e clar. Ca și la apă. Sunt problema este e unic, dar dacă doamna președinte, permiteți un pic de discuții mai libere. Eu un întrebare la care trebuie să se gândească și domnul director de acolo. Dacă prețul va fi unic, dar noi avem subcontractat, dacă noi reușim să fim profitabili cu 6,20 lei, înseamnă că dacă ne aliniem la prețul la unit, vom avea un profit imens, care ar fi total municipiului. Pentru că dacă noi rămânem aici și cât suntem aici, această societate fiind sunt coordonarea noastră, nu înseamnă că ei gata vor schimba calculațiile și ne trezim, stați să vedeți că de fapt și pe noi ne costă 10 lei și nu știu cât să strângem gunoiul. Deci chiar dacă ar fi prețunit, diferența de profit ne-ar rămâne nouă orașului Orteța. Asta îi spuneam adineaurul lui doamna Dumnezeu. Pe mine mă interesează să rămână serviciu în folosul oltenițenilor. Deci să fie aproape de prețul lor, să rămână ceilalți bani la noi. Toți banii la noi, păi da, bineînțeles. Deci dacă se merge pe tarif unic, noi zicem că atâta ne costă. Lor o să le dăm o redevență. Asta este cum se procedează.